Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Weekly Shop. De data aceasta avem în sfârșit după atâta timp un erou și este un erou destul de bun pentru Rozi. Dar Tureta Rozi nu este bună în general și degeaba este acest erou care dă buff 25 damage sau 50 și schimbă pe dacă porți acest erou, dar să fie commander. Nu prea merită, dar cumpărați-l pentru că e un erou foarte, foarte rar să zicem și este destul de decent în caz de orice după One Shot nu merită, pur și simplu luați gratis de misiuni, după luați neapărat Legendary Fluxurile, de fiecare dată sunt foarte, foarte, foarte bune. Bullet Storm Jones este un erou destul de bun, dar pentru 1000 de gold epic nu prea merita, dar este un erou destul de bun, puteți să-l luați dacă doriți, chiar este foarte ok eroul după vindere Slammer nu merită, pur și simplu nu comparați 600 epic, nu merită, dar acest 2 survivor epic merită. 200 de manuale merită enorm de mult dacă doriți să luați acest survivor, dacă doriți. Revenim imediat la account resurse și după vedem 700 de parcuri, 700 de gol pentru 100 de epic percuri și o grămadă de gol pentru rare flux, deci RAR fluxurile și EPIC fluxurile merită doar dacă sunteți colecționare, dacă doar le vreți, nu prea contează mare parte, dar în loc să cumpărați acele locuri două, cumpărați RAR pe cap, că va ajuta mai mult pe voi și Uncommon pe cap, pentru că chiar va ajută mai mult pe voi. Și după, luați extrem de multe repercuri, de fiecare dată luați-le pe toate, merită foarte, foarte, foarte mult. Trebuie sute de mii. Luați RAR pe cap, Uncommon pe cap în loc de EPIC și RAR flux, vă ajută mai mult după evoluția materialele de ce nu merită și în ce situație merită, este doar o singură situație unică în care merită să cumpărați aceste resurse. Doar pentru că dacă aveți acum nevoie de 10 of the storm, în loc să faceți o misiune, doar o cumpărați și luați instant. Cumpărați din shop instant și de misiune durează 10, 15, 20 de minute, doar ar mult, mult, mult mai multe resurse decât dacă le cumpărați de aici. Pentru 300 de gol, 20 of the storm nu merită deloc. Ignorați complet uh, resursele pentru că nu vă ajută deloc din shop și faceți misiuni pentru ele. Luați exact ce am cumpărat în afară de Epic și Rare Flux și luați Uncommon și RAR Ne vedem data viitoare la următorul episod din Weekly Shop.